După 2 ani în care timișorenii s-au uitat la vaporașele care nu puteau fi folosite pentru transport public, autoritățile au reușit în sfârșit să pună la punct ultimele detalii pentru a da drumul din nou, după 51 de ani, transportului de pasageri pe Bega. Potrivit edilului Nicolae Robu, pentru o cursă completă de la stația Ardealul de la uzina de apă, un vaporaș consumă 4 litri de motorină, adică doar 20 de lei. Eu cred că este foarte rentabil. Va fi nevoie de timp până oamenii se obișnuiesc cu vaporașele. Aici nu există ambuteiaje, nu ai cu cine să intri în conflicte în intersecții, pentru că nu există așa ceva. Drept urmare, se circulă fluent, nu cu viteză foarte mare, în linie dreaptă aproape. Drept urmare, se ajunge foarte repede la destinație. Vasele vor circula în regim de transport în comun 5 zile pe săptămână, weekendul fiind destinat curselor de agrement. Prețul unui bilet va fi de 1 leu, iar sâmbata și duminica transportul este gratuit. Precizăm faptul că cele 7 vase au fost cumpărate de Primăria Timișoara ca obligativitate în cadrul proiectului european de 7 milioane de euro de reabilitare a malurilor Begăi și au costat aproximativ 2 milioane de euro.